articol coronavirus. Sancțiuni în valoare de milioane de lei pentru cei care nu au respectat ordonanțele până astăzi, 24 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 10. ...417 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19, coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2. ...817 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până acum, 552 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Slaj, Brașov, Mehedinț, Teleorman, Gorj și Prahova, au decedat. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate alte 321 de noi cazuri de îmbolnăvire, au anunțat vineri autoritățile. Cele mai multe cazuri de îmbolnăvire sunt la Suceava, 2477, pe poziția a doua aflându-se Bucureștiul, 1. ...133 de cazuri. Județele Botoșani, Timiș, Neamț, Arad și Hunedoara au trecut de pragul de 400 de cazuri de infectare, iar județele Bihor, Brașov, Galați și Mureș au depășit 300 de cazuri. La ATI, în acest moment, sunt internați 241 de pacienți. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 12. ...251 de persoane. Alte 27.410 persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 128.602 de teste. Citeste-si, motivul halucinant pentru care victima milioarului cuțitar refuză să depună plângere. Femeia a fost la un pas de moarte după ce a fost înjunghiată de Mihai Tufan coronavirus. Sancțiuni în valoare de milioane de lei pentru cei care nu au respectat ordonanțele prin structurile abilitate ale MED. AI au fost întocmite, până în prezent, 471 de dosare penale, pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. ...352 alin. 1 cod penal. Polițiștii și jandarmii au depistat, în ultimele de 24 de ore, 5. ...424 de persoane care nu au respectat măsura privind restricționarea circulației. Acestor persoane le-au fost aplicate sancțiuni contravenționale, în valoare de 11. ...071.873 de lei. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, 1.
480 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19, coronavirus 1. În Italia, 196 în Spania, 26 în Franța, 16 în Germania, 64 în Marea Britanie, 2 în Namibia, 2 în SUA, 4 în Austria, 3 în Belgia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 2 în Turcia și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg și Suedia. De la începutul epidemiei de COVID-19, coronavirus, și până la acest moment, 70 de cetățeni români aflați în străinătate, 17 în Italia, 16 în Franța, 23 în Marea Britanie, 7 în Spania, 3 în Germania, 2 în Belgia, 1 în Suedia și 1 în Elveția, au decedat. Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 21 au fost declarați vindecați, 9 în Germania, 8 în Franța, 2 în Indonezia, 1 în Luxemburg și 1 în Tunisia. Sursa: news.ro.